Povești de noapte bună A șaptea seară Jumătate de lună Uite! Luna este jumătate de fagure acum Spuse ursul bătrân în seara următoare Urșii cerului au mâncat deja cealaltă jumătate Nu există așa ceva Urșii cerului Spuse îngerașul Iar luna este toată din piatră Ți-ai sparge dinții dacă ai încerca să o mănânci Aha, zise ursul bătrân. Și cum rămâne cu stelele? Unele stele sunt sormici, iar unele sunt planete ca pământul, explică îngerașul. Și sunt multe. Unele constelații chiar au nume. Uite acolo un exemplu. Ursa mică. O știam de asta, exclama ursul bătrân. Știu chiar o poveste cu ursuleți. Astfel, ursul bătrân începu început a șaptea poveste. Ursul blănos. Un ursuleț se întinse leneș și se uită cu ochii între deschiși la soare. Ce zi frumoasă! Își scoase câteva frunze din blană și porni să caute niște zmeură pentru micul dejun. Brusc, se auzi un foșnet. Rămase nemișcat și ascultă atent. Ar putea să fie prietenul său, Edi? Dintr-o dată, un cap a apărut dintr-o tufă nu putea fi capul lui Edi, pentru că el avea un cap cu blană moale ca mătasea. Iar blana acestei creaturi era prea mare. Ursulețul nu mai văzuse niciodată așa ceva. Nu, această creatură, acest urs blănos, nu și avea locul aici. Ce ar fi putut să caute? Ursulețul se înălță pe vârful și strigă. Nu poți veni aici! Ah! Urlă ursul blănos. Era atât de înfricoșat încât o la fugă. Ursulețul era destul de mulțumit de el însuși. Străinul plecase. Dar dacă se întorcea? Va trebui să-l vânez, spuse ursulețul și început să meargă pe urmele ciudatului urs blănos. Dar se rătăci la pârâu. Oare unde s-ar putea ascunde chestia aia blănoasă? Mărâi nervos ursulețul. Întrebă pe care care stătea într-un copac înalt. A trecut un urs pe aici? Ce fel de urs? Întreabă cioara. Unul foarte, foarte urât și foarte blănos, explică ursulețul. Cra, cra, spuse cioara. Fie moale, fie blănos, un urs e un urs. Dar cel blănos nu și are locul aici, spuse ursulețul. Cra! Și doar pentru că este nou aici, vrei să-l vânezi? Întreabă cioara. Încearcă să-l cunoști mai întâi apoi poți decide dacă îl place sau nu. Ursulețul căzu pe gânduri și plecă tropăind. Nu făcuse nicio sută de pași când odată se trezi în dreptul unei pește. În fața intrării stătea ursul ciudat și blănos lângă o oală mare cu de miere. Ursulețul se apropie și văzu că ursul blănos amesteca nuci crocante în miere aurie. Ce faci aici?" întreabă el dar ursul blănos îi aruncă o privire și nu scoase un cuvânt. Ursulețul știa de ce. Ești supărat pe mine pentru că te-am alungat, nu-i așa?" întreabă el. Nu sunt supărat, sunt doar trist," spuse ursul blănos. Nu ți-am făcut nimic." Te rog, nu mai fi trist," spuse ursulețul și întinse lăbuța. Eu sunt ursulețul," spuse el. Eu sunt Tino," răspunse ursul blănos. Chino, repetă ursulețul. Poți să-mi spui de ce amesteci nuci în miere? Mierea are un gust mult mai bun așa, spuse Tino. Bunica adaugă și zmeură uneori, dar eu nu am. Ursulețul se linse pofticios pe botii. Apoi sări și îl luă pe Tino de mână. Vino, mergem să culegem zmeură, mergem împreună.